Bună seara, prieteni, sunt Gătămin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, noi de aici, din studio, vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele 50 de minute împreună cu noi. În seara aceasta venim cu o continuare a unei discuții mai vechi, o emisiune pe care am avut-o cu ceva vreme. Nu numai este vorba despre emisiunea în care l-am avut invitat pe domnul conferențiar Universitatea Dr. Ciprian Terinte, pastor uh, la biserica creștină Pentecostală Vestea Bună din București. Domnule profesor, bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru noua invitație. Observăm foarte mult că închinarea în adunare, în biserică, uh, a început să ia o formă care practic seamănă mai mult cu un spectacol la un moment dat decât cu o închinare și primul lucru, făcând abstracție de mulțime, de lumini de tot felul de sisteme de sonorizare care zicem că la un moment dat chiar ne-ar putea ajuta să scoatem aspectul acesta vreau să vorbesc despre separarea aceasta și aici vreau să trag un semnal și vreau să discutăm despre o separare foarte practică în ceea ce înseamnă partea din față care uh, are forma unei scene de obicei și apoi ce se întâmplă vremea uh, noastră cântam din cartea de cântări, da? Și încă mai ține minte uh, cântări cu numărul cântărilor. Acum vedem o separare clasică în ceea ce se întâmplă worship deci partea din față, în care un grup special de oameni, cu instrumente sau fără cu sonorizare, fără sonorizare și cu un set, uh, cum să spun, de studio foarte bine pus la punct, se închină, iar biserica, restul uh, sălii devine foarte mult pasivă. Nu știu dacă ați observat și din asta lucrul acesta. Mă uit la ce se întâmplă în Statele Unite, la ce se întâmplă în Australia, la ce se întâmplă în Europa Dar de, de ce vest. să ne excludem pe noi. Haideți să vorbim și despre... Și de România, Și da? de România, pentru că la urmă noi vrem să facem relevantă discuția noastră pentru telespectatorii uh, noștri români, chiar dacă nu vom fi foarte specifici, dar e bine să punem uh, degetul pe rană, dacă există o rană acolo. Și Bun, acum pe... începe cu, cu... Încep da. cu o întrebare foarte simplă. Domnul Hristos a spus că va veni o vreme când ne vom închina în Duh? În Duh și în adevăr. De la așa să acum până la ceea ce se întâmplă aici. E o mare distanță. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Acum da. trebuie să recunoaștem că noi avem o vârstă apropiată și poate cineva da, ar da, spune asta. că suntem sunt... din aceeași tabără. Exact. Da, da, da. Uh, uh, ca să legăm subiectul închinării de... de tema dezbaterii noastre, care este idolatria modernă, trebuie să, cred eu, să recapitulăm o definiție, măcar o definiție a idolului și idolatriei. Spuneam și data trecută că idol este acea persoană, acel lucru sau aspect din viață care ne oferă plăceri, desfătări, împliniri mai mari decât cele pe care ne le oferă prezența lui Dumnezeu, ceea ce rivalizează ca plăcere, ca desfătare cu prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, este uh, un idol. Ceea ce ne place mai mult decât comuniunea cu Dumnezeu este idol. Orice aspect din viață care generează plăceri, desfătări, împliniri mai mari decât cele pe care ne le aduce relația cu Dumnezeu, este idolul nostru. Și acum, partea foarte dureroasă. Aspectul foarte dureros al idolatriei moderne este că nu doar aspecte exterioare vieții noastre ecleziale devin idoli. Am vorbit data trecută despre, eu știu, pasiunea pentru carieră sau carierismul, să spunem. Poate deveni frumusețea fizică, aspectul fizic un idol, acumularea, achiziția de paradă. S-ar părea că Românii au apetență pentru așa ceva și aceasta poate deveni idolul nostru. Dar iată că există idoli intraecleziali, să zicem, idoli din, din interiorul bisericii. Și unul dintre acești idoli poate deveni, într-adevăr, forma sub care se desfășoară închinarea. Nu închinarea însă ci forma sub care se desfășoară închinarea. În ce situație forma se... Se transformă într-un într idol. Aș dori în primă fază să plecăm de la uh, diferența teologică dintre ceea ce eu aș numi ființa bisericii, funcțiile bisericii și formele bisericii. Ființa bisericii o găsim în, în descrisă în scripturile, mai ales în scripturile Noului Testament. Rădăcinile se găsesc în Vechiul Testament, în Vechiul Israel, dar... Ființa bisericii o găsim descrisă mai ales prin intermediul metaforelor, pentru că biserica este o, o taină, un mister, este o comunitate divină, umană, este foarte greu de definit. Cred că câți teologi sunt, atâtea definiții ale bisericii sunt. De aceea, nici autorii inspirației Noului Testament nu definesc biserici, biserica ce o descriu, prin intermediul unor metafore. Pe cele mai multe le găsim în scrierile Apostolului Pavel. Acolo găsim da, trupul lui Hristos mireasa lui Hristos, ogorul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu și așa mai departe. Acolo găsim ființa bisericii. Apoi spuneam că în Revelația Nou Testamentară găsim și funcțiile bisericii. Ce trebuie să facă ea. Ființa bisericii se referă la ceea ce este ea, funcțiile se referă la ceea ce trebuie să facă ea. Și spunem noi, da, trebuie să aibă părtășie, să se închine, să facă misiune, să facă ucenici și așa mai departe. Acestea sunt Funcțiile ei. Și apoi avem formele sub care își manifestă sau își aplică, își pune în aplicare aceste funcții. Spunem că una dintre funcțiile Bisericii este să îi aducă glorie lui Dumnezeu prin închinarea ei. Bun, dar închinarea are nevoie de, de ritual, are nevoie de niște forme sub care să se uh, desfășoare. Dacă ființa bisericii și funcțiile bisericii le găsim în scripturile Noului Testament, formele se găsesc extrem de rar, aproape deloc. Și cred că acest lucru este prevăzut în voia suverană a lui Dumnezeu, pentru că spre deosebire de ființă și funcții care sunt nenegociabile, formele bisericii trebuie să fie adaptate cultural. Așa da. este. De aceea, Dumnezeu în Scriptură nu ne lasă un anumit, o anumită structură de slujbă bisericească, sau cum mai zicem noi, după părerea mea, puțin cam nepotrivit, program. Da? Este mai mult decât un program acolo, este, este vorba de o slujbă, este vorba de liturgie. Făcând o paranteză, am fost întotdeauna consternat de faptul că folosind termenul liturghie pentru slujba noastră. Oamenii au fost puțin deranjați. Este Că, foarte corect. Așa, este, este un termen pe care Apostolul Pavel și nu doar el îl folosește în Noul Testament. În Noul Testament găsim termenul liturghea și uh, liturgheo, verbul a liturghisi. Deci, în schimb, când spunem programe, care este un termen străin de biserică, dar este un termen, cum spuneați, corporatist. Corporatist sau din uh, sfera showbizului exact. sau. Uh, Acolo nu ne mai deranjează. Noi avem programe, nu liturgie Este vai de noi dacă avem programe și nu, și nu liturgie. Dar trecând mai departe, spuneam că formele bisericii, formele sub care biserica își manifestă și exprimă ființa și funcțiile, nu sunt prevăzute în Noul Testament și Dumnezeu însuși, cred că, a refuzat să ne lase consemnate în Sfintele Scripturi formele sub care se desfășurau Bisericile, întâlnirile bisericii primare, tocmai pentru că acestea trebuie să fie adaptate cultural. Ei, și aici avem acea mică, mare problemă despre care vorbeați. Numai că problema apare atunci când, zic eu, este, este generată de faptul că forma sub care noi ne desfășurăm închinarea devine mai importantă decât. Ființa și funcțiile bisericii. Uneori nici nu facem diferență între ele. De ce am ținut de la bun început să facem această uh, diferență? Pentru că, pentru unii dintre noi, formele bisericii constituie uh, miezul vieții bisericii sau uh, esența vieții spirituale a bisericii, ceea ce n-ar trebui. Să biserica fie. investește foarte mult în, în, în a, da. a realiza formele acestea. Exact, exact. Și atunci, când Biserica își concentrează foarte mult atenția pe aceste forme și o face în detrimentul cultivării ființei și funcțiilor ei, atunci formele devin idolul Bisericii. Atunci avem această situație tragică în care închinarea, dar spuneam nu atât închinarea, cât forma sub care se desfășoară închinarea. O, o slujbă bisericească, sau forma sub care ea se desfășoară, devine, devine un idol. Și aici avem, un, avem mai multe, dar avem un precedent uh, biblic, care este mai puțin înțeles în general, și anume uh, episodul vițelului de aur din Exod 23. Mulți cititori sincer, ai Sfintelor Scripturi, când întâlnesc acest pasaj, se gândesc că evreii, când și-au făcut acel vițel de aur, de fapt și-au făcut un alt Dumnezeu. Ceea ce nu este adevărat. Dacă ai fi stat de vorbă cu evreul de atunci și l-ai fi întrebat așa cum ne întrebăm noi când citim acel pasaj, da, să le aducem aminte mai bine cititorilor noștri, este vorba despre poporul Israel ieșit din Egipt. Moise pleacă la chemarea lui Dumnezeu pe munte pentru a-i se da legea. În timp ce el primește legea poporul este derutat de faptul că Moise zăbovește prea mult, nu știe ce s-a întâmplat cu Moise și face presiune asupra lui Aaron, fratele lui Moise, care avea să devină uh, marele preot. Face presiune asupra lui Aron să îi plăsmuiască un chip din aurul adunat acolo, să-i toarne chipul unui vițel la care să se închine, și spune scriptura că poporul s-a închinat, a jucat, mă rog, a fost un comportant lasciv acolo, asta transmite frazeologia Original. ebraică folosită acolo, da? Și spune, iată, Israel, pe Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și de și te întreb, Domnule, ați văzut minunile lui Dumnezeu, brațul lui Dumnezeu, urgiile, cum pot spune că ăsta este Dumnezeul, că l-ați văzut lucrând pe Dumnezeul care v-a scos din Egipt? Cum pot spune că ăsta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului? În realitate, în mentalul colectiv al, al poporului Israel, acela nu era un alt Dumnezeu. Ci El. Poporul simțea nevoia ieșind cu acea moștenire idolatră din, din Egipt, după sute de ani de viețuire în Egipt. Poporul simțea nevoia să aibă o expresie fizică a Dumnezeului care l-a salvat. Până atunci, expresia fizică a prezenței lui Dumnezeu era Moise. Pentru că poporul spune. Cu Moise, omul acela, nu știm ce s-a făcut. Deci, în absența lui Moise, noi nu-l mai, nu mai cunoaștem pe Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Nu mai percepem prezența lui Dumnezeu. Ne trebuie neapărat o expresie fizică, o formă fizică a, a prezenței lui Dumnezeu. Și pentru că Moise lipsește, atunci făne vițelul. Vițelul nu era un, un zeu egiptean. După părerea lor. Nu era un alt Dumnezeu, ci era Dumnezeul acela care ne-a scos. Da, Dumnezeul Iave. lui Avram, Isaac, Iacob, care ne-a scos. Dar avem nevoie de prezența fizică, de o manifestare fizică, de o expresie fizică a prezenței acestui Dumnezeu, de o materializare, de conc concretizare materială a, a acestui Dumnezeu. Și atunci, aici, Evrei încalcă porunca dată de Dumnezeu, nu aceea de a nu avea alți Dumnezei, ci să nu-ți faci chip cioplit chipul cioplit, facerea chipului cioplit era încercarea evreului de a și imagina pe Dumnezeu și de a-și oferi lui însuși cum spuneam materializări, concretizări fizice ale lui Dumnezeu. Practic limitarea unui Dumnezeu uh, infinit da, da, într-un finit. La o formă fizică. Și acum revenind la subiectul închinării. Uh, în momentul în care ne facem un idol dintr-o formă de închinare, cădem sub incidența aceleași poruni și facem același păcat pe care l-au făcut evreii prin plăsmuirea vițelului de aur. De ce? Pentru că, în momentul respectiv, încercăm să-l identificăm pe Dumnezeu cu o imagine proprie despre. Închinare sau slujire. Dumnezeu se prezintă în mijlocul poporului său doar dacă închinarea arată așa. Îl identificăm pe Dumnezeu, identificăm prezența lui Dumnezeu cu acea formă de închinare care nouă ne este uh, mai dragă. Închinarea, în momentul respectiv, devine un idol pentru că nu Dumnezeu, nu prezența lui Dumnezeu este cea care ne încântă cel mai mult. În momentul respectiv, ci încântarea noastră este suscitată de forma liturgică pe care o folosim în închinare. Deci, forma liturgică în sufletele noastre, dacă vreți. Dragostea noastră din tâi, pentru că acolo unde spune în Apocalipsa să te întorci la dragostea din tâi, de fapt nu este vorba de dragostea de la început, după părerea mea. Așa interpretez eu textul. Nu este vorba de dragostea de la început. Dragostea de la început era foarte imatură. Toți ne aducem aminte că la începutul entuziasmul uh, la exact, acela, entuziasmul acela era mai puțin cerebral, imatur, cu foarte multe uh, eu știu, eșecuri în a înțelege voia lui Dumnezeu, ci dragostea din tâi este dragostea din vârful ierarhiilor noastre existențiale. Da, fiecare dintre noi avem o ierarhie a valorilor personale. Ce este mai presus de orice? Care este valoarea supremă? Aceea este dragostea din tâi sau de pe primul loc. Da? Ei, dacă dragostea din tâi, de pe primul loc, devine o formă liturgică, atunci acea formă liturgică pe care noi zicem că i-am închinat lui Dumnezeu, ia locul lui Dumnezeu sau rivalizează cu Dumnezeu în închinarea noastră. Când, de fapt, desfătarea noastră supremă trebuie să fie prezența lui Dumnezeu și nu o formă liturgică. Și aici, de pericolul acesta, sunt vizate, să spunem, ambele tabere. Că vorbeam la început, sau cel puțin sugeram că exista cel puțin două tabere când vine vorba despre conturarea unor forme liturgice. Avem acea tabără mai conservatoare, care își dorește prezervarea formelor de închinare mai vechi. Și tabăra să o numim, dar nu în sensul neomarxist, progresistă, hai să o numim așa, pro-occidentală, care tinde să, după părerea mea, sper să nu fiu părtinitor în această abordare, dar tinde să pastișeze fără discernământ anumite forme liturgice din Occident, crezând că asta înseamnă progresul. Cu cât te adaptezi mai mult la formele de închinare de peste ocean, cu atât ai orizonturile teologice mai largi, cu atât ești mai deschis la minte și la spirit și așa mai departe. Ceea ce este fals, după, după părerea mea. Dar, revenind la subiectul nostru, atât pentru tabăra conservatoare, cât și pentru cea inovatoare, hai să spunem așa ca să nu existe confuzii, există pericolul acesta să-și facă din forma liturgică un idol atunci când în biserică apar conflicte, nu, nu, mă refer la dezbateri sau la contradicții, dezbaterile, contradicțiile, uneori chiar și polemicile pot să apară, ele pot fi constructive, uneori nici nu identificăm calea cea mai adecvată în slujirea noastră până nu avem aceste polemici constructive. Dar când apar disensiuni, când apar dezbinări, scindări în biserică, conflicte din cauza formelor de închinare, atunci cineva, cel puțin una dintre cele două partide, dintre cele două facțiuni, și-a făcut un idol din um, forma de închinare. În mod normal, n ar trebui să Biserica n-ar trebui să fie scindată de uh, formele ei de închinare atâta vreme cât dorește să-l să îl onoreze pe Dumnezeu cu închinarea ei. Dar aceasta este situația în care este semnul când începem să ne certăm de la, din cauza formelor. De închinare, înseamnă că cineva ține prea mult la forma lui, la imaginea lui despre închinare și atunci această imagine a devenit un chip ceoflit, a devenit un idol. Așa este practica, ne demonstrează că există asemenea situații. Ascultându-i și pe unii și pe ceilalți a, ai tendința de a le da dreptate, uh, mai ales în, în categoria aceasta a, a celor care, uh, să spunem, adoptă inovațiile mult mai rapide decât conservatorii. Uh, aduc în atenție un grup, uh, aș spune, o, uh, destul de critic în, în bisericile noastre, și anume adolescenții și tinerii. Acum, uh, noi știm că tinerii sunt prezentul bisericii, copiii sunt. Prezentul și viitorul Bisericii. Ne dorim ca uh, 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 Evanghelia să, să meargă mai departe de generația noastră și atunci diferența aceasta culturală, ceea ce se întâmpla și ne uităm la uh, lumea din afara Bisericii, este puțin diferită uh, față de ceea ce uh, se întâmplă acum. În primul rând, este foarte mare accentul acesta pe care îl vedeți pe. Imagine. Și când vorbim de imaginea asta, atât imaginea personală, cât și imaginea uh, ecrane peste tot lumină, uh, uh, cum să spun, spațiile cât mai difuze, uh, sunt, totul se, se întâmplă în a scoate în evidență anumite aspecte, cele pe care cineva dorește să le scoată. Acum, tinerii noștri, uh, mai ales că au acces la tehnologie, copiii noștri au acces la tehnologie. Am spus și da, trecută, nu putem să-i ținem nici încorsetați în, în anumite colivii, să spunem așa, pentru că s-ar putea să producem efectul celălalt. Dar ei văd și se duc la școli, discută cu alții și atunci există dorința aceasta de a adapta oarecum ceea ce se întâmplă în afară la închinarea în biserică. Și atunci soluția de compromis este această închinare care până la urmă, spuneam, s-ar putea să nu aibă nicio problemă până la urmă, atât timp când nu devine un idol. Dar ceea ce zic eu că este foarte, uh, foarte dureros și observați și dumneavoastră treaba aceasta este că se, 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 produce ruptura aceasta între ceea ce se întâmplă în față. Diferența între, într-adevăr, între conservator și uh, inovator este că închinarea rămâne doar în față, iar restul devin spectator. Mare sunt perioada aceasta de pandemie, se accentuează modelul acesta de închinare. Deci, cântările sunt, modul de exprimare, luminile, totul acesta îi face pe credincioșii de rând, unii poate trecuți de o anumită vârstă, să nu mai țină pasul. Și atunci, vii în adunare, taci, te mai rogi sau te rogi mai puțin, depinde dacă și momentul de rugăciune se mai respectă. Sau... Și atunci rămâne ca, poate, cea mai importantă parte a părtășiei să fie partea aceasta de închinare, de cântare, de worship și uh, hrana spirituală și inclusiv predicarea uh, poate să aibă uh, uh, de suferit și oamenii rămân nehrăniți. Și atunci un om nehrănit rămâne o victimă sigură. Da, subiectul acesta al, al închinării este într-adevăr foarte vast, că poate ar merita o emisiune o, o separată. Mi-e separată, da. teamă să nu divagăm foarte mult de la subiectul dezbaterii noastre, dar aș semnala într-adevăr faptul că problema formelor în închinare adoptată în închinarea bisericească, este una dintre cele mai sensibile. Chestiuni cu care se confruntă biserica în contemporaneitate, trebuie să știm că nu există este una dintre acele uh, probleme pentru care după părea nu există rețete și uh, panacee universale. Adică urmați rețeta asta și ați, ați rezolvat problema în biserică, dar există niște semnalmente. Și aș dori să mă limitez la acestea pentru a reuși să dezbatem și celelalte aspecte pe care le rezumați la început. Există câte, câte, câteva uh, simptome, câteva semnalmente ale pășirii bisericii către idolatrie. Pentru că, după părerea mea, ca să fiu foarte sincer, într-adevăr, în liturgica uh, evanghelică asistăm la o, la o perioadă de... Suntem pe o pantă descendentă, aș putea spune, după părerea mea. Um, și și nu o să dezvolt subiectul, nu o să motivez uh, foarte mult acest... Nu, sunt um, de acord da, cu dumneavoastră și o lăsăm a așa. Această opinie, da, pentru că nu e, nu e cadrul um, dezbaterii noastre și nu despre asta discutăm. Dar, acele semnalmente. Um, să recapitulăm câteva dintre cele pe care le-ați le spus dumneavoastră. Și anume, deprecierea predicării în cadrul Slujbei evanghelice. Este un semn al faptului că um, anumite aspecte din liturgica noastră tind să, uh, să fie idolatrizate, și m-aș referi aici în mod deosebit la rolul preponderent pe care tinde să-l capete uh, muzica în închinarea noastră. Și nu mă refer la închinare, ci mă refer la muzică, pentru că uh, e o diferență. Așa cum bine aminteați ori, unul dintre semnele um, îndepărtării noastre de la voia lui Dumnezeu cu privire la închinare este tocmai această segregare care se face uneori în, um, în închinare, uh, condiții în care ia naștere o, să zicem, castă superioară de muzicieni, să le zicem, profesioniști sau amatori care se, a, se a, apropie de modelul profesionist, care se detașează foarte mult de publicul larg, de strana bisericii, să spunem așa, cântă o, o muzică și haideți să numim așa fenomenul acesta, sofisticarea muzicală. Da? Cântă o muzică sofisticată pentru închinare, este nevoie de multă repetiție. Ca grupul acela de laudă și închinare să funcționeze foarte bine, este nevoie de multă repetiție. Și eu am pus la un moment dat întrebarea aceasta. Dacă Grupul acesta care conduce lauda și închinare are nevoie de atâta repetiție ca să se închine bine. Ce șanse avem noi, oamenii simpli din, din bănci, să mai cântăm cum trebuie? Dacă... Asta este deja un semn că ne-am supra-sofisticat muzical și deja nu ne mai închinăm, ci ne mișcăm către zona spectacolului religios. Când de fapt scopul... Conducerii cântărilor, cum o numim noi de da, activitatea asta în bisericile evanghelice, ca să folosim și uh, jargonul nostru evanghelic. Scopul cu care conducem cântările este acela de a antrena Biserica în închinare. Dacă Biserica simte inaccesibilă muzica, forma noastră, manifestarea noastră, atunci nu ne-am atins scopul. Unii uh, sunt foarte critici uh, a uneori din față la adresa Bisericii, spunând, fraților, chiar așa nu ne place să ne închinăm, nu ne mai, nu ne mai pasionează prezența lui Dumnezeu, dar nu e vorba despre asta. Oamenii nu se închină pentru că închinarea aceea le este, forma aceea le este inaccesibilă. Da? Ar trebui ca eu, conducătorul, da? cantorul, ca să mai împrumutăm termeni un pic mai duhovnicești, așa, uh, de prin alte spații confesionale. Eu, cel care conduc închinarea, ar trebui să-mi pun problema de ce nu reușesc să mobilizez, să antrenez Biserica în închinare. Înseamnă că ceva e în neregulă. Da, S-ar putea să fie ceva în neregulă cu viața mea devoțională, cu părtășia mea cu Dumnezeu, cu viața devoțională a grupului care mă însoțește în conducerea închinării, dar de foarte multe ori este o problemă cu această falie care se deschide da, între noi, cei care. Ascultăm muzică creștină modernă, vizionăm programe de închinare din Occident, și marea masă a credincioșilor care nu au preocupare, poate ar avea acces, dar nu au ca preocupare uh, vizionarea acestui tip de, de cultură uh, creștină, sau să-i spunem mai degrabă subcultură uh, creștină. Și atunci, degeaba sunt eu, uh, eu știu, inovator. Și vreau să mă conformez unor modele pe care le găsesc eu mai atrăgătoare. Da? Pentru că de foarte multe ori motivul acesta este invocat. Modelul acesta este mai atrăgător. Mai atrăgător pentru cine dacă biserica nu se închină împreună cu mine. Da? Dar este, este un semnalment aici. Apoi, investițiile, eu aș, eu aș aduce în discuție și asta. Este un alt semnalment al idolatriei, al închinării idolatre investițiile nejustificate de consistente în tehnologia care ne trebuie pentru, pentru închinare. Da. Este un semn că resursele pe care le dă Dumnezeu, poate, pentru a ieși ceva mai mult în afara zidurilor bisericii cu Evanghelia, noi le canalizăm către modernizarea bisericii către crearea unui enclave. confort, a unei enclave foarte confortabile pentru noi și neroditoare pentru misiunea pe care ne-a încredințat-o Hristos, aceea de a face ucenici, de a evangeliza, de a misiona și așa mai departe. Apoi, un alt, ca să readucem în discuție, un alt semnalment este climatul conflictual. Că în biserică există un climat conflictual cauzat, generat de preferințele um, diferite ale bisericii pentru formele de închinare este un alt semn, un alt indicator al mișcării bisericii sau poate a unei facțiuni din biserică către idolatrie. Înseamnă că prin închinarea mea eu nu mai urmăresc să slujesc biserica, ci țin morțiși la forma care mie îmi place și atunci dacă forma de închinare îmi place mai mult decât slujirea bisericii, atunci iarăși vorbim de idolatrie. Pentru că așa cum spuneam, nu, idolul este aspectul acela, lucrul acela care mie îmi creează plăcere supremă, plăcere maximă. Dacă plăcerea mea nu este una duhovnicească, să aduc biserica înaintea lui Dumnezeu, să o motivez, să o mobilizez la închinare, ci plăcerea mea supremă este dată de uh, forma liturgică în care eu mă simt cel mai confortabil, atunci sunt egoist. Fac ce îmi place mie, nu ce îi place lui Dumnezeu. Și acesta este o altă, uh, un alt aspect al idolatriei. Atunci când ne închinăm ca să ne placă nouă și nu ca să-i placă lui Dumnezeu, iarăși suntem ego da? Deci e, și da. idolatrii, da? Pentru că, în mod normal, închinarea trebuie să-i aducă plăcere lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne intereseze în închinare. Să, să fim plăcerea lui Dumnezeu. Să fim creația, făptura mâinilor lui Dumnezeu în care El își găsește plăcerea. Dacă uh, închinarea se desfășoară de așa manieră încât să-mi producă mie plăcere, atunci ea nu mai... Uh, nu-și mai atinge scopul. Da. Și multe alte asemenea semnalmente se pot identifica și discuta în cazul în care subiectul dezbaterii ar fi chiar în chinare. Da, rămâne de discutat subiectul acesta. Aș merge puțin mai departe la al doilea aspect al pericolului idolatrii în interiorul bisericii, și anume când totul se învârte în jurul unei persoane. Acum spuneați dumneavoastră că Ființa umană întotdeauna a încercat să se apropie de ceva. Nu au fost în stare să și imagineze pe Dumnezeu. Dumnezeu așa cum era el, nevăzut, neînchipuit ca o ființă umană sau ca o ființă pământească. Da? A să-i fac o reprezentare. De obicei, Oamenii se atașează de alți oameni, de, de anumit predicatori, de anumit slujitori și ne uităm în genul nostru și sunt câteva personalități faimoase Uh, cel puțin în, în, în Occident, în, în Statele Unite, în care oamenii uh, fac pelerinaj, folosesc chiar un termen din alt spațiu confesional, la ai căuta, uh, fac tot ce se poate pentru a-i căuta pe ațena de a merge în prezența unui predicator, de uh, a sta uh, să asculte pe cineva, ascultă online, se duc după uh, anumite biserici unde e prezent respectivul, când uh, mai ales când uh, vorbim de semne și minune, da? trebuie să aducem uh, inclusiv aspectul acesta. Deci când persoana respectivă devine atât de importantă, atât de căutată, încât devine poate mai important decât actul închinării. Deci, până la urmă, omul nu mai aleargă după Dumnezeu, ci după persoana respectivă, după după, uh, știu eu, uh, evanghelistul respectiv. Într-adevăr, sunt oameni hăruiți de Dumnezeu, oameni cu anumită carismă, cu anumită înzestrare. Nu suntem invidioși. Dar Dumnezeu dispune de toate resursele și îl dă daruri după voința proprie. Da. Dar din a face, dintr-un dar anume, dintr-un om care posedă, sau știu eu, să te apropii mai mult de o persoană decât de Dumnezeu, cred că este iar o altă formă. Cum vedeți da. dumneavoastră locul acesta? Da. Tot ceea ce descriați cu privire la Occident sau la spațiul evanghelic occidental este valabil și cu privire la zona noastră Carpato-Danubianu-Pontică. Nu, nu, sigur, nu o să fim foarte specifici, nu o să dăm nume, nici n-ar fi spiritual, ziditor, decent din partea noastră, dar trebuie să recunoaștem că altfel dacă doar survolăm superficial problema, n-ajută cu nimic. Oamenii este... chiar folosesc în, dar... în limbașul de zi cu zi nu zicea merg la put da, biserica cu tare, merg la da, cu tare. Da, da sigur. Eu am întâlnit o situație în care, ca să plecăm de la o situație concretă, care este simptomatică, să spunem, pentru ceea ce discutăm, am Vorbeam cu cineva la un moment dat și spunea foarte impresionat, era foarte mișcat la un să, să vezi ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. A venit cu tare predicator, Zice, și a predicat. Și eu am crezut în momentul respectiv că acolo, în banca lui, cum stătea, Dumnezeu i-a mișcat inima, mă rog, eu știu, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, dar el zice, a venit cu tare predicator, a ținut o predică. Și la urmă m-am dus și eu să dau mâna cu el. Și eu așteptam cu sufletul la gură să văd care e lucrarea Dumnezeiască care s-a săvârșit acolo. Și, și el îmi spune, în culmea satisfacției, a bucuriei, așa aproape extatică, zice, și, și. Și a dat mâna și cu mine, domnule. Deci, a dat omul ăla mâna cu mine. Extraordinar. A fost o experiență uh, unică pentru mine și. Uh, am rămas oarecum descumpănit. Bun, și ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic atâta. Pur și simplu că a dat mâna cu mine. Am dat mâna cu, cu, cu tare. A fost uh, o experiență la, la, proximi, în proximitatea extazului. Deci. De unde înțelegem că fenomenul este prezent, este dureros și este vechi de când Biserica. Și aș dori să plecăm tot de la, de la Sfintele Scripturi pentru a arăta lucrul acesta și pentru a avea o bază biblică în discuția noastră. Cred că epistola nou Testamentară, în care ni se vorbește cel mai um, amănunțit, și cel mai locvent despre acest pericol este Epistola 2 Corinteni. Dacă o citim în cheia hermeneutică adecvată. Este o epistolă în care Apostolul Pavel își apără autoritatea apostolică. În fața cui? În fața unei biserici impresionate tocmai de astfel de personaje, de figuri publice ale creștinismului, da? Cum era el atunci, creștinismul? Unii lui... erau al lui Apollo. Da, și, și în afară de asta, erau niște figuri foarte cunoscute în creștinismul mediteranean, să spunem, niște predicatori itineranți, foarte populari, foarte apreciați, și la contactul cu acești predicatori, cu prestația compactă, strălucitoare a acestor predicatori, imaginea apostolică. A lui Pavel se deteriorează. Biserica din Corin, cel puțin care era foarte ușor de impresionat cu sclipiciul. Eu știu, cultural, da, da, cu, cu sclipiciul găunos al acestor, al acestor vedete, că asta erau. Așa. Apostolul Pavel îi numește așa, folosește alt termen, da? dar îi numește acești apostoli atât de minunați sau super apostol, hyperlian apostoloi în limba greacă, un fel de super-apostoli. Uh, ironic, bineînțeles, dar uh, iată că avem și atunci niște vedete ale amvonului, să spunem, care în, în fața cărora, uh, cel puțin în, în viziunea Bisericii din Corint, imaginea lui Pavel pălește. Pavel nu este apostol. Și o să urmărim uh, textual chiar niște dovezi privitoare la la, acu... da, la acuzele sau la reproșurile pe care Biserica le adresa lui Pavel în lumina vedetismului pe care îl manifestau acești, acești predicatori. <coughs> Și lui Pavel îi se reproșează faptul că nu are o retorică strălucită. Și aici, iată, problema este veche de când, de când Biserica, pentru că ceea ce atrage foarte mult publicul la acești la aceste uh, figuri foarte vizibile, să spunem, uh, și, în, uh, și în spațiul evanghelic românesc, este retorica lor șlăfuită, dar o retorică inconsistentă din punct de vedere uh, teologic. Trebuie să recunoaștem Așa lucrul ăsta. Uh, și spuneam că plecăm de la, de la uh, imaginea Apostolului Pavel. În 2 Corinteni, capitolul 10, el spune în felul următor. Chiar începând cu versetul 1 eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel, și acum, dacă urmăriți în edițiile Sfintelor Scripturi pe care noi le citim, o să avem acolo un citat, se deschide niște ghilimele. Nu este un citat din Vechiul Testament, cum mai face Apostolul Pavel, sau din poeții, filozofii păgâni, cum mai citează în două rânduri, ci este vorba despre niște reproșuri. Îi citează pe Corinteni și spune, eu cel, și acum deschide citatul, smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Lui Pavel îi se, îi se reproșează lipsa prestanței. Pavel nu are. Și nu, nu asta spunem noi despre unii, unii uh, predicatori, noi când apare ăla la un von, Uite la el cum stă costumul pe el, uite la el ce prezență, ce. Da, uh, chiar ce constituție atletică are, ce, ce glas de tunet are când, când vorbește. E, nu îl chem la evangelizare pe pirpiriu, ăla chiar dacă știi că e foarte spiritual, care poate uh, o mărturie foarte bună sau o uh, activitate pastorală foarte roditoare. Nu l chem pe pirpiriu ăla care nu, nu impresionează, eu știu că o voce plăpândă, stinsă și uh, care abia se vede de după anvon, Îl chem pe cel impunător. Și iată, apostolului Pavel îi se reproșează lipsa de impozanță. După aceea spune în versetul 10: De fapt, iarăși avem un citat de fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n are nicio greutate. Da? Trecem mai departe în, în uh, capitolul 11, versetul 6. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, iată, i s-a reproșat faptul, și nu că Pavel n-ar fi putut. Bă, nu știm, nu cunoaștem competențele retorice ale Apostolului Pavel. Probabil ar fi putut să presteze retoric mult mai mult, mai bine decât a făcut-o. Dar Pavel spune foarte clar că nu a vrut nu a vrut să facă lucrul acesta pentru ca nu cumva, spune, să golească. Nu mai știu care, care este termenul pe care îl folosește. Mă uit acum în, pentru că încerc să-mi traduc din greacă. Verbul folosit acolo este kenou, care înseamnă a goli. Dar în traducerea coronescu spune ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Pavel folosește acolo verbul pentru a face zadarnic, verbul chenou, care înseamnă a goli. Ca să nu golesc de semnificație crucea lui Hristos, mai târziu, nu mai citesc ca să nu răpim timp, Pavel spune, n-am vrut să vă impresionez, în capitolul 2, primele patru versete, din 1 Corinteni, n-am vrut să vă impresionez cu retorica mea, pentru ca nu cumva credința voastră să fie așezată, întemeiată pe retorica mea și nu pe crucea lui Hristos. Și acum biserica din Corint îi reproșează acest lucru lui Pavel și spune, Pavel, chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Deci, apostolul Pavel este depreciat um, din cauza faptului că biserica din Corint... Prețuia mai mult decât cunoștința duhovnicească, mai mult decât învățătura sănătoasă, mai mult decât învățătura solidă, consistentă, hrănitoare din cuvânt, prețuia mai mult retorica șlefuită, retorica găunoasă, lipsită de substanță. Eu, la cursul de omiletică, mai, mai numeam predicile de felul acesta, ca să folosești o metaforă, studenții să mă înțeleagă bine, predici de tip pufulete, da? pe care. Da, le guști, îți lasă un gust poate plăcut o senzație plăcută, dar la urmă ești doar cu o linguriță de mămăligă pe vârful limbii da, n-ai rămas cu, cu absolut nimic hey, Apostolul Pavel când vorbește și nu avem timp să detaliem, dar repet citirea epistolei 2 Corinteni ne-ar ajuta foarte mult, când vorbește despre acești apostoli atât de minunați asupra acestui aspect atrage atenția retorica lor șlefuită nu are și consistență biblică, teologică. Ea nu produce maturitate. Ea produce încântarea auzului. Da? Dar nu și maturitate. Și aici revenim uh, uh, la contextul nostru. S-ar părea că apetența aceasta pentru spectaculos, pentru siropos, după părerea mea, apetența aceasta nesănătoasă are o Aderență fatidică la spiritul românesc. Nu știu dacă toate popoarele, dar părerea mea este că poporul nostru manifestă în, în mod deosebit această apetență nesănătoasă pentru spectaculos, pentru ceea ce se numește în mod pro, proverbial pâine și circ. Îi place focul de artificii, impresia de moment. După care nu mai rămâne cu nimic. Dacă observați retorica acestor... Și are nevoie a doua zi de același... Exact. Asta voiam să spun. Retorica aceasta este adictivă, să spunem. Trebuie mereu și mereu sau... Da. Mereu și mereu ascultătorul să o tot asculte. Altfel, el nu rămâne cu nimic. El se simte foarte gol. Da. Și aici vorbim într-adevăr despre pericolul idolatriei. Pentru că Persoana, ascultătorul, care are această înclinație, uh, această predilecție, manifestă această uh, predilecție pentru uh, tipul acesta de slujire, să-i spunem, uh, face greșeala pe care o făceau evreii atunci când da, erau în, uh, în deșert și îi conducea Moise sau mai târziu cu uh, vițelul de aur. Au nevoie de o reprezentare. Concretă, fizică, a prezenței lui Dumnezeu. În absența acestei reprezentări, nu mai simt că Dumnezeu este, este prezent. Dacă vreți o dovadă în, în acest sens, încercați, cum mi s-a întâmplat mie odată, încercați să predicați înaintea unei astfel de vedete. Da? Mi-aduc aminte de o situație, cu mulți ani în urmă, am ajuns într-o într biserică. Ce aștepta un astfel de predicator faimos? Să apară predicatorul și el, mă rog, participând la mai multe evenimente, se deplasa de la unul la celălalt, nu reușea să ajungă la timp, n-a reușit să ajungă la timp la biserica respectivă. Eu eram acolo în sală, eram student, cred că pe vremea respectivă, și, ei, cum să. Un Pierdem vremea, da? Să umplem, hai să zicem. Să umplem vremea până vine adevăratul om al lui Dumnezeu. Punem, domnule, da, un predicator de umplutură, da? Și student fiind, m-au găsit ei la îndemână acolo și zic, hai să predice fratele cu tare până, până vine omul lui Dumnezeu. Așa. Am avut impresia în momentul respectiv că predic unor statui, efectiv. Nimeni, nimeni nu m-a ascultat Toată lumea era în așteptarea celebrității care trebuia să vină, care, despre care nu, se credea că este purtătoarea, adevărata purtătoare a Prezenței Divine, și acum ce facem? E, acum umplem și noi timpul, pierdem vremea până când trebuie să facem și noi ceva, da? și da, ascultăm ceva din Biblie, da. de acum urmează Manifestarea. Persoana care urmează să vină. Este pneumatoforă, da? purtătoarea Duhului. Până când nu ajunge persoana aceea pe soclul pe care îl am pregătit, nu ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Este prezența lui Dumnezeu dependentă, limitată la prezența fizică a unui om, a unui slujitor, oricât de spiritual ar fi el, în niciun caz. Dumnezeu noi știm foarte bine că Dumnezeu se prezintă în mijlocul poporului său atunci când este invocat, în mijlocul bisericii care îi poartă numele, asta face din biserică biserică. Altfel, ea devine club. Prezența negrăită, mistică, nevăzută a lui Dumnezeu face ca biserica să fie poporul lui Dumnezeu. Altfel este, este club religios. E, iată că uneori ne comportăm ca un club. Da? Credem că harisma apare odată cu purtătorul ei special și nu credem că prezența lui Dumnezeu este acolo, că Dumnezeu este prezent între noi oamenii simpli, să spunem. Da. Condiționăm prezența divină de prezența uh, unei persoane da, căreia îi conferim noi un statut social da, uh, pentru că, în paranteză fiind spus, pentru că nu despre asta uh, vorbim, dar, uh, dar fenomenul vedetismului evanghelic este o creație a mâinilor noastre, noi am dat nașterea acestui fenomen prin faptul că am reacționat așa cum am reacționat la prestația spectaculoasă a acestor vedete. Și atunci au devenit vedete pentru că noi le-am solicitat acest lucru. Le-am solicitat comportamente de vedete. Le-am solicitat o prestație religioasă care le-a transformat în vedete și acesta cred că este și motivul pentru care Uh, în viețile noastre ale slujitorilor, pentru că toți suntem vizați de, de acest pericol, în viețile noastre ale slujitorilor, Dumnezeu îngăduie eșecuri uneori răsunătoare. Pentru a ne trezi și pe noi, slujitorii, pentru a ne arăta cine suntem cu adevărat și orice slujitor știe că, că are în. în uh, uh, are niște accidente biografice da? pe care Dumnezeu le-a îngăduit, dar trebuie să-și dea seama și de ce, de ce le-a îngăduit Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le îngăduie ca să ne smerească, ca să ne arate că nu suntem atât de buni, atât de invulnerabili, și să cum, ne, ne pierdem, cum ne considerăm. Da, și să ne da. Pierdem pe de-o de parte Dumnezeu vrea să ne arate cât de vulnerabili suntem, cât de slabi suntem și că suntem dependenți de Harul Său și că trebuie să ne întoarcem la El și uneori când când eșecurile sunt mai răsunătoare, vrea să le arate și celor care și au pus încrederea în noi, că suntem doar niște oameni, niște în ultimă instanță niște ticăloși suntem. În absența harului divin, spunea, dacă nu înșel, Nicolae Alexandru, în absența lui Hristos, nu suntem decât o hoardă de interese. Da, Hristos, prezența binecuvântată Dumnezeiască a Domnului Hristos în noi. Face din noi slujitori ai lui Dumnezeu. Altfel, noi nu avem capacitatea intrinsecă de a mișca un deget pentru împărăția lui Dumnezeu. Tot, tot ceea ce facem este uh, urăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem atât de imperfecți, suntem uneori atât de greșit motivați, suntem măcinați de niște, de niște uh, lupte atât de rușinoase uneori. Trebuie să recunoaștem și noi, slujitorii. Dacă nu recunoaștem aceste lucruri, dacă nu ne punem încrederea în harul suveran al lui Dumnezeu. Dacă nu strigăm cu disperare la Dumnezeu să ne ajute, iată se întâmplă, au loc aceste accidente biografice care nu doar că ne, ne ruinează pe noi, dezamăgesc și clatenă credința foarte multor credincioși. De ce? Pentru că nu ne-am trezit la timp. Ar trebui să-i fim recunoscători lui Dumnezeu. Noi slujitorii ar trebui să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru eșecurile prin care Dumnezeu vrea să ne trezească, să ne întoarcem cu pocăință la El, pentru că cu siguranță nimeni, nimeni nu are dintr-o dată un eșec răsunător. Dumnezeu și până atunci a căutat să-L trezească prin, prin conștiința dureroasă a unor metehne, a unor căderi Probabil că conștiința aceea a fost împietrită, inima aceea a fost împietrită, de aceea și s-a ajuns mai departe. Dar, în mod normal, un slujitor, atunci când se confruntă cu eșecul, trebuie să știe că, neîntârziat, în clipa următoare, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să invoce cu disperare, cu plâns, cu bocet, cu pocăință Harul lui Dumnezeu pentru a nu avea căderi mai, 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 mai grave. Dar, cred că... Eșecurile în viața unui slujitor sunt, sunt niște binecuvântări. Binecuvântări pe care el trebuie să le folosească ca atare, ca să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt niște semne, niște atenționări ale, ale lui Dumnezeu. Și cred că unui slujitor n-ar trebui să-i fie rușine. Și aici, iarăși, avem o problemă. După părerea mea, una dintre marele probleme cu care ne confruntăm în slujirea evanghelică este lipsa de păstorire a păstorilor. Pastorii sunt cei mai nepăstoriți credincioși pastorul trebuie să aibă și el momente de mărturisire, de recunoaștere. Trebuie să aibă un, un slujitor, un confident, un duhovnic, să-i spunem, da? Fie că este un coleg de slujire din biserică sau un superior ierarhic, sau căruia să-i se destăinuie, să-i mărturisească luptele lui, să-i mărturisească păcatele lui, să se, care să-l ajute să se întoarcă la Dumnezeu, să îi supervizeze întoarcerea la Dumnezeu atunci când când este cazul și să-și recunoască din când în când ticăloșia înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem capabili de așa ceva. Doamnă profesor, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc, a fost o dezbatere interesantă, mi-a făcut mare plăcere. Stimați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră în fața micilor ecrane. Până data viitoare noi vă salutăm și vă spunem la revedere!